Poate veni microbusul din urma al nostru. Au ședință, da? Ceva. Dar de ce trebuie să au mașini? De... Da, mă. De ce? Cred că au adus, Mihai, cred că au adus numai cu tracțiune, că să-i dau răspuns lui Cucaz. Cu tracțiune doar pe o punte sau două. Deci asta-s ei. Când venim noi, o să aducem la toate punțele, o să fie tracțiune. Ei m-au criticat. Trebuie să aduci mașini care să aibă tracțiune pe toate punțile, ca să poți face mai repede lucrări. Mașini de paradă. Păi domnii, nu trebuie să trag un camioane de vodul, domnule. Da, dacă rezi, eu când lucrez în mediul din ăsta periculos și cu pietriș și cu noroi, trebuie să ai punți motoare mai multe. Știi? Eu de unde să știu că mașinile lor n-au punți motoare toate? Să vede acum efectul, întârzi. Nu, nimic nu s-o făcut. Ia uitați-vă, n-avem trotuar. Unde? Eu vin aici, mergem pe cea alta. Mergem pe cea alta. N-avem de unde, n-avem de unde să mergem. Păi, păcat. Aici, nici cu copii. Două cartiere, dar nici cu copii la școală. Bun, acum, în planul de urbanism, aici sunteți cu șcheia, nu, dumneavoastră? Da, da, da. Aici e șcheia, nu? În planul lor de urbanism, asta trebuie să prevadă, o să discuți cu primarul Ursaciu, obligator. Copii la școală. Oamenii din spate, s-au tăiat drumul de acolo și acum unul robă vine pe la mine prin curte. N-au pe unde, din cauza centurii. Păi sigur, eu tăiesc. Eu i-am permis, domnule. State bune și frumoase, dar un singur lucru. Am și eu memorii primite. Când s-au făcut șoseaua și centură, nu trebuie să fac printre case. Trebuia la 2-3 km distanță. S-au găsită soluție, s-au găsită soluție cu drumuri de acces. Fac acolo, da, dacă da, nu da, merge da. Mai departe, până la ceră, ce să face? Se rezolvă. Mulțumim! Doamne ajută! Ani, pădete, uite, dai, uite, deci. Acum și ăștia când au primit autorizația de construcție aici, nu trebuie să ții seama, văd care e accesul oamenilor, știi? Dar cine a început, doamnă, să... Ce? Ai ținut minte când a început? Nu, dar nu. Centura e o tea, o temă unde și acolo e posibil să aibă mare dreptate oamenii. Dar eu mă refer la case acum. Primarul din șteia, nu? Nu, mă refer la case când da. Face asta. Băi, cum duci copiii la școală? Pe unde e trotuar? Bănuiesc că au ceva prin spate, nu știu. Da, da. Primare. Noi doar noi n-am modificat parametrii drumului, tot ăsta era așa atunci. N-am făcut nimic. Așa era drumul și mai înainte. Da, eu asta mă uit. Nu, da. Asta e o problemă care în planul lor de urbanism nu, trebuie să aici prindă. Era extravinant pe vremuri și nu era prevăzut trotuar. Probabil așa era trotuarul de drum. Între timp, extravinant, devenit extravinant. Și atunci ei nu s-au prevăzut. Asta n-au trotuare. Știu, dar le dai în spate. Le dai soluția prin spate când faci planul de urbanism. Dacă casa s-a apropiat prea mult de șosea. Trebuia să-i reavizi. Mi-a dat
autorizarea. Nu dat autoritatea de construire. Noi acasă mai încolo s-au apropiat de șosea. De aici, pe terenul... Nu, nu, până puțin, că după aia iară-i județea. Nu, după aia iară-i județea. Deja țin aici, ai întreb... aici întrebarea, cine a fost primul, ou sau găina? Adică cuc sau fluc? Mă dau mare. Nu, dar asta trebuie să discutăm de imediat. O să... chem pe ăsta de la Salcea, de la Șcheia la mine, să vedem a noastră temă care este. Și au una cu centura cât ca sau cum. Acum? Noi intrăm pe aici, ca să nu. Bicicleta la un moment dat, da. Aici iar județeana, nu? Da. Dar pentru o surpriză aici, domnul președinte? Bom? Vine primarul din Moara, cine a făcut? Primarul din Moara sau primarul dumneavoastră de la Moara? Nu vine niciunul. Aici am început noi asfaltarea, vedeți? Eu încep, am început racordarea civilizată, dar mere mai încolo un pic, ca să nu. Vine banda cealaltă, da, eu n-am propus azi inaugurare. E plin de coincidențe, mă, bine. Da, da, da. Totul e întâmplător. Uite ce priză, geogril am pus. Priza asta de priză? Da. Așa, ca de desubt, nu, de desubt e beton și de aia, ca să facă priză. Ați fost o bagă sau? O am în porbaga. Aici, atât. La excepția Riverand. Aici trebuie, într-adevăr, de văzut. Aici. O să mergem în partea aia ca să vă prindem cu drumul spate, așa cumva. Foarte bun. Ne pricep. Da, da, da. Nu era nici erau două în spate. Dar erau drumul în spate, doamnă președinte. Pe ideea aia, bun, omul își prinde, văzut? Da, ia nu știu. Vă salutat. Oamenii. Da. Eu nu am niciun fel de problemă să vorbim și de centură, că dacă vă amintiți, cu noi ați început și tot ce înseamnă viaducte făcute de atunci, marile grinzi, când aducea, țineți minte? Suntem pe drumul județean Suceava-Moara-Berchișești. Aici am ajuns la intersecția dintre drumul județean și șoseaua de centură a municipiului Suceava. Vă reamintesc că în urmă cu câțiva ani, când se lucra la acest proiect, nu a fost prevăzut giratoriu și atunci am cerut să modifice proiectul pentru că nu se prevedea intrarea sau ieșirea de pe drumul județean pe centură. Până la urmă s-a făcut. Așteptăm neapărat să se deschidă și șoseaua de centură, dar vreau să știți că noi, drumurile județene, am început modernizarea drumului județean și aici, de la granița municipiului Suceava spre Moara, ca să facem racordarea cu șoseaua de centură în mod civilizat. Se lucrează. Acum lucrăm pe o bandă și la intersecția cu, Moara facem o bandă de stocare. Deci, practic, e a doua bandă, pentru că mașinile care vin cu viteză și merg spre Berchișești să-și vadă de drumul lor și cele care o fac în stânga să aibă o a doua bandă. Pentru asta se lucrează acum la niște casete
pe o lungime de 75 de metri de o parte și de alta a intersecției cu Moara. De ce 75 de metri? Pentru că primii 35 de metri sunt de lățime normală, ceilalți scad treptat. Și e vorba de intrarea în drumul normal. Astfel de benzi de stocare sunt necesare la toate intersecțiile pentru prevenirea accidentelor. Am vorbit mult de asta și am dorit și dorim foarte mult ca aceste lucruri să le punem în practică. Veți vedea în mod concret aici la Moara acest lucru. 2. Acest drum a început să aibă foarte multe mașini care merg la depozitul de deșeuri de la Moara. Pe zi la Moara acum, ca să știți, vin în jur de 45-50 de camioane, circa 250 de tone de deșeuri pe zi. O bună parte din zona Suceava, din zona Rădăuți, vin pe aici. Abia aștept să se finalizeze centura ocolitoare a Sucevei ca să putem fluidiza traficul și aici. Vă dați seama, 5-6 tone un camion sunt destul de multe, trafic destul de mare. Pe de altă parte, aș vrea să fac o precizare doar despre șoseaua de centură. O șosea de aproape 13 km care a început bine. Până în 2012 s-a terminat 87% din această șosea de centură. 13% a durat prea mult, 7 ani de zile. Totuși, vreau să apreciez firma de construcții pentru că am văzut foarte multă lume care a lucrat în această perioadă. Să știți că unii muncitori lipsesc de pe șantierele Consiliului Județean pentru că ei au contracte cu noi în zona de munte, la Panaj, Glodu și la Slătioara. Înțelegem și asta, numai să se dea o dată în funcțiune șoseaua de centură a Sucevei. Aș vrea să lansez aici un apel către autorități pentru șoseaua a doua, Suceava Sud, de centură de 7,4 km, de care avem foarte mare noi nevoie sucevenii ca să scoatem din aglomerație municipiul Suceava. E momentul să lansăm acest proiect, tot de la stația 110, care să meargă spre Salcea, a doua șosea de centură. Asta va ajuta foarte mult circulația în municipiul Suceava și sigur că ne trebuie un inel normal pentru a funcționa eficient. Zona de nord, nord-est a Sucevei, între Burdujeni și Ițcani, acolo cred că pot fi amenajate niște drumuri lărgite. Vreau să știți că sunt în tratative, în discuții cu primarul Ion Lungu pentru a găsi o soluție între aeroportul Salcea și Burdujeni a unui drum industrial, pentru că acolo dorim zona parcului industrial să se transforme într-o zonă industrială și încercăm să găsim o soluție. Așa cum se observă, sunt și o serie de observații, de probleme, sunt cetățeni care cer soluții pentru rezolvarea drumurilor care vin din câmp, drumurilor agricole. Șoseaua de centură se pare că le creează niște probleme și aici primăria cu cei de la drumurile naționale obligatoriu trebuie să găsească soluție și dacă depinde de Consiliul Județean, voi invita primarii să stăm de vorbă, în special primarul de Șcheia, inclusiv pentru refugiu de pietoni, pentru drumuri de pietoni, pentru copii și așa mai departe. Îmi exprim speranța că se va da în funcțiune cât de repede această primă centură ocolitoare a Sucevei, ca sucevenii să respire în sfârșit ușuras de sufocarea din centru pe care o simțim în fiecare zi. Ați fost invitat la festivitatea de deschidere sau, nu știu, la deschiderea șoselei de centură? Nu. Nu am fost, nu aștept să fiu. Eu vreau să spun un singur lucru la acest capitol. Sper să vină niște vremuri când vom lucra drumul expres pe patru benzi și repede Suceava-București și acea discuție în polemică, că a ieșit fluturi cu lopata sau n-a ieșit, eu sper că în guvernarea care va veni, și eu sunt foarte optimist că va fi a noastră, vor veni camioane cu toate punțile motoare, cu toate de tracțiune să fie, pentru că am înțeles că am fost criticat că aruncam cu lopata la o punte care nu avea tracțiune. O să vină vremea când o să aibă camioanele toate punctele motoare și cu tracțiune. Asta garantez eu, pentru că altfel Suceava nu va putea ieși din izolare. Mulțumesc și asta e. Chiar până în 2012 se lucrează. Au fost probleme de înainte de 2012.
probleme au fost au fost de fiecare dată, dar ne-am întâlnit și le-am deblocat, dar nu 7 ani. Pentru că teoria aia calunecă. Până la urmă au găsit soluții cu pilonii aia de 18 metri. Dar nu contează. Contează că au ajuns o șosea de centură cu două benzi construite la preț de autostradă. Da, dar dacă ți-ai asumat în rambleu, în zone mișcătoare, aceste lucruri trebuie să ți le asumi. Da, dar asumat-o în guvernarea dumneavoastră. Bun, acum ce e scump și ce este ieftin, ca să zic așa. Bun, mulțumesc și mergem mai departe. Da. Pe centură, nu? Eu vă recomand ceva. Eu vă promit ceva. Asta e treaba strictă a ministrului Cuc, care a venit la companie de zonă. Nu-i ajutem. Aici e funcția. Unde e al meu? Stau eu de vorbă. Merg eu. Dar pe aici, la vânt. Da. Bun. O să merg. Da. Hai, dama! Hai, cine se... Trebuie să vină microbus aici. Dar pe cine a dat? Dar cu cine s-au plecat? Am înțeles. Bun, asta e o altă treabă, e repetiția drumurilor naționale, centura cu acces la șoseaua de centură, și la dreapta ei se plângă și de la spre centura și tot se parte lui. Voi ce soluție aveți? Privat în guș, domne, e al nostru și atunci stăm la izolați. Da, ce se face? Închipuiți-vă câte case sunt în parte, zeci de case încolo. Da.
întâmplă. Să cere, sunt unii nu care cer, pot. Nu pot eu să fac, nu ne dă voi ce ne dă rău. O să vină cei de la Compania Națională de Drum să le spuneți aceste lucruri, obligat. Domnul a vrut să iasă, vedeți? Acum trece pe curtea ăstuia. Deci am luat, trece pe curtea mea. Așa se... Ăștia de aici, păi de acum le-au dat autorizație, ăștia de aici. Au tăiat grădina ăsta, ești casa ăsta, au rămas în două. Am scuzat, dar e normal. Cred că toate lucrurile astea s-au făcut și cu acordul primăriei, ce s-a făcut aici, nu s-a făcut așa chiar simplu. Da, trebuie să vă lămuriți compania de drumuri. Ok, nu mai e. Asta este celebrul sens generatorul de la Moara, care face transferul din Suceava către ruta ocolitoare. Deci foarte clar, se poate că de aici spre Siret, se poate merge spre Deș, spre Matra Domnului sau alte destinații. Încolo, în față, spre București, spre Fărtice. Sunt perfect conștienți de faptul că nu au pe unde merge dacă vor să ajungă la orice de primul. Nu există niciun refugiu pentru pietoni, sunt doar semnele pe care le vedeți foarte bine puse. Efectiv, nu au pe unde merge. Da, important e că au pe unde merge căruțul.